aici deja de două zile tot umblăm și încercăm să ne adunăm și să intrăm mai mulți în greva foamei. Suntem mai multe persoane în greva foamei. Și cât aveți de gând să stați? Timp nelimitat până ni se rezolvă problemele. O să rezistați? Da, o să rezistăm. Mai mulți taximetriști din Timișoara au intrat în greva foamei. De două zile aceștia s-au postat cu mașinile în centrul Timișoarei și refuză să mănânce până când le va fi ascultat strigătul de disperare. Tot mai mulți colegi de ai săi, spune un taximetrist, vor lua această decizie radicală. Aceștia spun că foamea este mai ușor de suportat decât umilința la care sunt supuși de câțiva ani, de când au intrat într-o concurență neloială cu cei care fac taximetrie alternativă. Ia un tarif dinamic care îl urcă și îl coboară cum vor ei. Când este ploaie, este dimineață, este aglomerat, tariful crește poate de 10 ori. De sărbători legale, Crăciun, Revelion, eu merg cu 15, 10, 15, 20 de lei pe ceas, pe un tarif care îl avem de la primărie, un tarif unic, ei merg cu cât vor ei, cu 10 lei, cu 20, o cursă a noi 10, 15 lei, să zic 20 de lei, maxim la ei 80, 150 de lei. Deci nu mi se pare normal. Bun, ați fost și la București. Da, am fost la București, unde am stat de duminică până ieri, inclusiv ieri de cer am venit de la București. Și acolo n-am fost băgat în seamă. Săptămâna, acum 3 săptămâni din 7 iar am stat vreo 3 zile la București în protest. N-am fost băgat de nimeni în seamă, nici de guvernanți, nici de absolut nimeni. Având în vedere că se lovesc, spun ei, de nepăsare și de dispreț, cei mai mulți taximetriști se gândesc să ia decizii limită, pentru că așa declară șoferii, nu se mai poate.